Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat luni la 7,14% pe an. Un nivel mai mare a fost înregistrat în urmă cu 12 ani. Conform Digi24, un nivel mai mare a fost înregistrat în 27 iulie 2010, respectiv 7,18% conform informațiilor publicate de Banca Națională a României. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă a crescut la 7,29% de la 7,27% anterior, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 7,40% de la 7,41% vineri. În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor reglementate de Ordonanța de Urgență 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca media aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul 1-2022, în urcare față de cel publicat în urmă cu 3 luni de 1,86%. În luna mai 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență 19/2019, care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Astfel, Ordonanța 19/2019 a stabilit indicele de referință pentru creditele consumatorilor, calculat trimestrial, exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare. Ratele la creditele care depind de indicii bancari sunt tot mai greu de plătit. În cea mai dificilă situație sunt românii care trebuie să ramburseze împrumutul în funcție de ROBOR. Aceștia au ajuns de la bancă în fiecare lună chiar și cu 900 de lei mai mult decât anul trecut. Specialiștii spun că situația nu se va îmbunătăți, ba chiar până la finalul anului ROBOR la 3 luni ar putea ajunge la 8%. Asta din cauza faptului că inflația va rămâne la un nivel ridicat până anul viitor, relatează Digi24.